Salut! Eu sunt Tiberiu, iar din acest clip video vei afla informații educative referitoare la știrile false și dezinformare. Haideți să începem prin a înțelege ce reprezintă și cum putem identifica astfel de știri. Colegii mei ne vor ajuta cu răspunsurile de care avem nevoie. Ei bine, dezinformarea este acel termen umbrelă care adăpostește fake news-ul, misinformation, malinformation, junk news și așa mai departe, al cărui conținut fals este intenționat distribuit prin intermediul rețelelor sociale pentru a afecta comportamentele sociale și a face apel la emoții. Știrile false se referă la informații înșelătoare și se maschează drept știri adevărate. Aceasta este nimic altceva decât atragerea atenției publice de la temele importante din societate. Acum că avem o imagine mai amplă asupra fenomenului de fake news, trebuie să înțelegem de ce este o amenințare pentru noi și pentru societate. Polarizează opiniile cetățenilor. Identificarea autorului nu este una ușoară și, bineînțeles, nu putem vorbi doar despre un singur autor. Cultivă un spațiu al neîncrederii și al confuziei în sistemele democratice, adâncește faliile socioculturale și, mai mult, deciziile și rezultatele vor fi luate în consecință cu emoțiile. Cert este că societatea de consum și îmbrățișarea excesivă a tehnologiei au crescut apetitul pentru informație, tocmai pentru că satisfac nevoile de validare a emoțiilor, de legitimare a opiniilor, tocmai pentru că adevărul nu mai corespunde cerințelor indivizilor. Acestea reprezintă o problemă a societății noastre pentru că mulți oameni iau decizii importante pe baza știrilor sau informațiilor văzute. Pentru a preveni efectele negative ale știrilor false, regăsite cu pregătire în mediul online, am pregătit o serie de obiceiuri pe care le poți adopta în viața de zi cu zi, cu scopul de a filtra informațiile primite. Hai să vedem cum facem asta! Ca o informație să fie cu adevărat valoroasă, trebuie să fie relatată de o sursă sigură. Libertatea expresiei a îngreunat capacitatea individului de a face diferența între adevăr și dezinformare și acesta ar fi momentul oportun pentru a nu lăsa dezinformarea să fie poluantul surselor noastre de cunoaștere. Prin educație și prin curiozitate. Apoi am putea verifica autorul. Dacă acesta există, dacă este credibil, dacă mai are alte articole scrise din același domeniu. Să fim puțin critici și cu fotografiile și videoclipurile care ne sunt puse la dispoziție. Să verificăm site-ul. Deseori, acesta conține greșeli ortografice și gramaticale, inclusiv în URL. Ce rămâne de făcut? Să citim, dar să avem grijă de unde citim. Să verificăm puțin sursele. Și nu în ultimul rând și cel mai important, este să verificăm informația din mai multe surse.